O călătorie muzical-coreografică în Muzeul Național de Artă al României, din Palatul Regal de la București, printre capodopere ale celor mai reprezentativi pictori români ai secolului al XIX-lea, împreună cu Alexandra Velniciuc. Artiști, acompaniați de Orchestra Metropolitană București, dirijată de Daniel Ginga, vă vor purta pe Scara Voievozilor și în Sala Tronului spre a redescoperi identitatea națională prin muzică și artă. Un eveniment realizat cu sprijinul Ministerului Culturii. Duminică, 24 ianuarie, de la ora 17, în premieră la TVR3.